Eu sunt incisiv, numele meu este Gabi Vicu. Ați urmărit două proiecte ale mele, sunt primele mele proiecte video. Unul este realizat de Ovidiu Slătineanu, care din motive obiective n-a putut fi prezent astăzi aici. Și am să răspund eu întrebărilor legate de Planeta Albastră. Celălalt clip al meu este videoclipul pentru piesa Ieri, realizat de Mândușa Bălar, care va spune mai multe legate de povestea clipului și viziunea regizorului asupra piesei. Ok, am să vorbesc un pic de Planeta Albastră. Cum v-ați dat, cred că, tot seama, este un mesaj de conștientizare într-o perioadă în care resursele planetei sunt exploatate într-o modalitate haotică, omul ajunge la nivelul în care are posibilitatea să facă foarte mult rău și ceea ce ați văzut în clip e de fapt un mesaj transmis într-o modalitate creativă care să ne atragă atenția. Fie că este vorba de cum ne portăm în momentul în care ieșim la un picnic sau ieșim într-o natură și ne simțim bine și lăsăm mizeria acolo, și până la exploatările, nu știu, de la roșie, care, deși mai puțin importantă este dacă e vorba de țara noastră sau de oricare altă țară de pe glob, pentru că până la urmă toți avem o singură casă, Planeta Albastră. Bună ziua, seara, după parte de azi noapte, aveam fugit timpul la mine. În primul rând, vreau să felicit pe Andrei Băscălescu pentru inițiativa Filmul de Piatra, pentru că nu s-a dat bătut de a realiza diferite piedicile pe care le-a întâmpinat cu anii în urmă. În al doilea rând, vreau să felicit echipa de voluntari. Bravo! Efortul vostru se vede. Și acum despre proiectul Ieri. Bun. Am primit un telefon de la bună prietenă, Oana. Când s-a scris o piesă, piesa lui Gabi, din Olimpia pe Gabi, m-a întrebat posibil aici un pic. La prima audiție, mesajul pentru mine a fost ok, e cam puternic, nu am încerc să-l crezi. A durat 6 luni până am ajuns la conceptul pe care l-ați văzut. Prima filmare a fost undeva în 2013, în iulie. De 13 iulie, nu am să uit. După care am continuat filmările în februarie 2014, iar martie l-am finalizat. Când februarie mi-a venit ideea de a crea o conștiință umană, U. Cristina Pleșa a interpretat conștiința umană. Ideea conștiinței mi-a venit ceva timp în urmă în București, undeva pe Lipscani, observând zile în șir, fetița cu chibritul. Și care este legătura dintre conștiința umană și fetița cu chibritul? Personajele sunt interpretate de aceeași actriță, Cristina. Ce am încercat să transmit, deseori suntem puși în situația de a merge mai departe sau de a ne opri, de a da curs gândurilor sau de a ne opri. Ideea de dualitate în care ne învârtim în anumite situații, forța noastră interioară de a merge mai departe. Iar mesajul lui Gabi a venit, în mod personal, la momentul potrivit pentru a crea ceea ce ați realizat. Mă bucur că primul proiect, bine, este primul nou material
realizat, dar m-am gândit să formez la filmul de teatru, un proiect, un festival, pentru a continua de acum încolo prin țară, în alte proiecte de film. Mă bucur că startul a fost la filmul de teatru, eu sunt din Piatra, Piatra Neamț, iar dacă am spus să ne auzim, să ne vedem la filme. Bună seara! Numele meu este Cristina Peșa și nu sunt din Piatra. Sunt din București. Ui! Repăzând videoclipul, materialul realizat de Pătușa, eu am văzut și filmul de dus din spate, ceea ce nu este montat. Toate peripețiile prin care am trecut, cel puțin în a doua parte a filmărilor, care s-au realizat în teatra. Dau un mic exemplu, pe șosea, pe cea mașini, stai așa, dar acum așa, de mijlocul șoselei, e ok. Ult, ploaie, fric, vă puteți da seama. Februarie. Și a fost un experiment pentru mine ofertant. Ne-am jucat și am căutat și am încercat pe cât posibil să transpunem și vizual textul și melodia lui Gabi, lui Cisie. Mulțumesc tuturor celor implicați în aceste proiecte, pentru că mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrez alături de ei. Mă bucur foarte mult că eu sunt din Piatra Neamț, asta fiind primele mele videoclipuri și fiind proiecte la un eveniment de acasă, e un lucru care mă bucură enorm și aș vrea să-i felicit pe toți care sunt implicați în acest eveniment și care are rezonanță la nivel național și vă felicit pentru profesionalism și pentru dăruirea cu care ați așezat lucrurile astfel încât să iasă tot foarte bine. Vă mulțumesc! Sunteți o echipă foarte pasionată de ceea ce faceți.